Senatorul Cristian Gigi Chiru, președintele PDL Constanța, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că are planuri mari pentru 2013. Acesta dorește să realizeze și să ducă la bun sfârșit mai multe proiecte. Drept urmare, a și depus la legea bugetului de stat 18 amendamente. Fiecare dintre ele sunt pe diferite domenii. Chiru vrea să reușească să reabiliteze și să modernizeze mai multe secții ale Spitalului de Urgență din Constanța, cum ar fi stația pentru sterilizare, clinica de chirurgie plastică, dar și cea de cardiologie. Pentru fiecare dintre ele, investiția se ridică la câteva milioane de euro. Înainte însă de toate, Chiru vrea să reabiliteze cazinoul. În perioada guvernului Boc am reușit să obținem cele 10,3 milioane de euro necesare reabilitării cazinoului în Constanța. Sperăm ca odată cu depunerea acestui amendament să reușim același lucru cu sprijinul parlamentarilor constanțeni, care sunt majoritari în Parlamentul României. Deci vorbim de 45 de miliarde 500 de milioane de lei, adică 10,3 milioane de euro. Printre planurile sale de anul acesta se mai numără și reamenajarea parcului Tăbăcăriei. 9 miliarde 500 de milioane, adică 2,2 milioane euro. Pentru reamenajarea parcului Tăbăcărie din municipiul Constanța. Știm foarte bine că parcul Tăbăcărie este cea mai întinsă zonă verde din municipiul Constanța și se află într-o stare destul de avansată de degradare din punct de vedere a întreținerii spațiilor verzi, toaletării copacilor, aleea de promenadă din jurul lacului, precum ne dorim, de asemenea ne dorim ca în această sumă, sau din această sumă, să se realizeze și o pistă de bicicliști. Și deputatul Florin Gheorghe a depus 7 amendamente. Primul amendament, unde am cerut majorarea sumei alocate cu încă 50 de milioane de lei pentru construcția sălii de sport și reamenajarea terenurilor sportive și a bazinului olimpic. Al doilea amendament se referă la alocarea sumei de 3.600.000 de lei noi pentru construcția grădiniței de pe strada Traian, din zona centrală a orașului. Al treilea amendament se referă la semnalizarea rutieră din jurul școlilor și grădinițelor. Proiectul de buget pentru acest an a fost avizat miercuri de guvern. Conform ultimelor date prezentate de Ministerul Finanțelor, proiecția bugetară este construită pe o țintă de creștere economică de 1,6% și pe un produs intern brut de 623,3 miliarde de lei.